Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Rac. După Taur am continuat cu Scorpionul pentru că ei sunt vedetele, fiind Soare în Taur și fiind eclipsă de Lună în Scorpion, dar pentru că e eclipsă de Lună am zis să continui cu Trigonul pe semnele de apă, Rac și Pești, să vedem, sper să reușesc să fac și Peștii. Și apoi, eventual, cu restul zodiilor, mâine, sper, Doamne ajută. Am amestecat cărțile și, aha, da, din aceste de cărți au venit niște mesaje. Au venit niște mesaje. Au sărit niște cărți. Împăratul diavolului, artistul și asul de cupe. Măi, ce aici? Toate cărțile super intense. Mie îmi place. Îmi plac mai ales astea două. Dar ce-o fi cu partea aceasta cu de început, cu împăratul și diavolul? Împăratul. Un personaj cam cu nasul pe sus, cam prea mult în control. Cineva încearcă să-și țină în control impulsurile, poate sexuale, poate tendințele toxice, poate obsesiile. Avem aici Berbec, Taur, cu Spidă eventual, Capricorn, nu obligatoriu. Artistul poate să fie whoever wants to be artist. Și asul de cupe, voi, Raci sau Pești sau Scorpion. Apropo de eclipsă de Lună în Scorpion, ceva se întâmplă. Se manifestă, interesant, se manifestă dragoste. Artistul manifestă, din punctul meu de vedere, printre cei mai mari manifestori sunt artiștii. Pentru că ei se proiectează prin arta lor într-o altă dimensiune și aduc de acolo, în această dimensiune, să sperăm că cei mai frumos. Arta, de multe feluri. Muzică, desen, dans, teatru, ce vreți voi. Poezie, orice. Vă luați notițe din ceea ce vedeți acolo, în acel plan, în acea dimensiune și aduceți în realitate. Prin creația voastră, eventual, dacă sunteți artiști, sau prin ceea ce faceți, pur și simplu. Chiar dacă nu sunteți artiști, vă creați. Aveți posibilitatea. Ți-ar Mercurul retrograd. Aveți posibilitatea să manifestați, să creați. De fapt, asta face artistul. Creează. Și creația ține de manifestare, da? Să creați o nouă viață, o nouă lume, o nouă dragoste sau vindecarea voastră. Asul de cupe înseamnă și vindecare. Ce simt acum? Doi nuferi. De obicei, asul de cupe deasupra unei ape care are 5 nuferi. Dar aici sunt doi. Un soi de doi de cupe și asul de cupe. Doi într-unul. Doi oameni care se transformă profund. Și transformarea este grea, este îndelungă, pentru că nuferii pleacă din noroi. Și noroiul nu e obligatoriu să fie cultural, tradițional, financiar, poate să fie și emoțional. Poți să fii într-o familie bună și să ai acolo multe lucruri nasoale în acea familie. Așadar, noroiul acela variază. Însă doi oameni s-au transformat profund și urmează. Sunt pe cale. Eu cred că sunteți pe cale să manifestați, să creați o dragoste. Pentru unii, într-adevăr, vorbesc din perspectiva artistului, vă vindecați prin arta voastră de personaje obsedante, obsesive, dominatoare. Poate vă vindecați de obsesiile voastre pentru cineva. Variază. Dar știm că unii, totuși, unii raci ascund sub o aura impenetrabilității, ascund și pasiune, și dragoste, și puteri creatoare, creative, ascund multe. Acum, luați-vă mesajul cum simțiți. Dar cineva încearcă să aibă control. Poate că așa a fost învățat acasă. Împăratul este o figură masculină, un tată, o figură paternă. Cineva așa a fost învățat. Diavolul pentru mine reprezintă nu doar cariera,
N-are nicio treabă cu Capricornul, deși mulți îl asociază, poate să fie absolut oricine. Diavolul ține de legături toxice, de contracte, de adicții, am mai zis, de lanțuri. Și am spus eu mai răruț, căsătorii toxice. Poate e căsătoria părinților, poate sunt niște rude care prin căsătoria lor toxică au influențat, variază. Dar e o chestiune aici. Exagerat de... Aș spune fals. Personajul acesta oricum ar încerca să arate. Puf, că nu-i interesat, vedeți? Se uită așa. Mie nu-mi pasă de nimic. Ai nu zău. Nu-ți pasă de a-ți frică. Nu-ți pasă de a te gândești tot timpul. La ce? La sex? La această iubire? Poate nu la sex, poate la această iubire. Pe care o transformi. Apropo de artist transformă, transform o iubire într-o obsesie sexuală. Sunt multe variante. Sper să nu vă deranjeze tot ce spun, dar asta e. Asul de spade. Se poate manifesta un început. Se poate manifesta această dragoste, această vindecare. În adevăr. 8 de cupe. Dar am senzația că cineva fuge de acest adevăr. Fuge de comunicare. Și totuși, aș spune că de ce fugi de aia nu scap, vedeți? Pleacă, încearcă să se elibereze, sau nu neapărat să se elibereze, să se detașeze, să se detașeze emoțional de toate aceste stări pe care eu le-am descris mai devreme și cu siguranță exprimă pe cineva. Nu o să fi voi, o fi altcineva cu marcaj în zodia racului. Soare, lună, Venus, ascendent, poate. Dar cine fuge de exprimarea acestui adevăr? Care are și aspecte frumoase, ca eu, adevărul ăsta are două tăișuri, sabia, Excalibur, are două tăișuri. Unul vindecă, altul taie, doare, atacă, rănește. Un aspect este frumos, se poate crea dragoste, se poate vindeca, altul este cam negativ. Dar chiar așa împreună, se poate manifesta ceva intens și memorabil, dar asul de spade, 8 de cupe. Cine fuge de adevăr, cine fuge de comunicare, mai devreme sau mai târziu apare iar cavalerul de spade și regele de putere. Va simți impulsul să comunice. Cu cât încerci să fii în control, am zis, intoxici acest potențial. E o creație divină între voi și cineva. Artistul poate să fie chiar creatorul divin. Creatorul v-a adus împreună în casă. Creați ceva. Și voi separat, și voi împreună, și el vă susține. Mă, voi doi puteți să faceți ceva. Ia hai, împreună. Fuzionați. E o iubire sacră. Dar tocmai din dorința de a fi în control și... Tendința de a fi arogant, să pare impenetrabil, acest personaj intoxică. Și să ne pângărește acest potențial. Și am zis, încearcă să pară detașat, ia uitați cum se uită. Mie nu-mi pasă, eu nu simt. Hai mă, nu simți, că simți tot. Ba chiar mai mult. Și cu cât încerci să zici că nu simți, cu atât simți. Mai devreme sau mai târziu, tot va simți impulsul să comunice. Atracția și nu doar atracția, dorința de a crea stabilitate. 4 de monede. De a fi împreună. Dincolo de stres, de grijă, exact astea care sunt ascunse. Dorința de stabilitate. Dorința de a investi. De a proteja această relație, uite, divină. 6 de cupe. Ați mai fost undeva cândva. Undeva cândva ați mai fost împreună. Poate unii dintre voi vă cunoașteți din copilărie, poate nu vă cunoașteți din copilărie, poate vă cunoașteți dintr-o altă viață. Vă simțiți, vă înțelegeți, vă... Nu știu. Vă recunoașteți sufletele. Și ia că nici n-am început. Ia uite unde am deschis la stea. Și faetonul. Faetonilor, sunteți niște stele. Unii ați devenit, alții sunt pe cale de a deveni. Să lăsați, dar pentru asta trebuie să lăsați în urmă persoanele care v-au manipulat. Ah,
motanul meu care zgârie ușa. Dați-mi voie să-l eliberez. Ok, am eliberat bestia. Sper că se aude. Nu, ia uite. Cum râcâie covorul, mora avea să-i facă educație. Da, ceva se întâmplă. Ideea este că, măi, racilor, sunteți pe cale să vă vindecați. Stea înseamnă și vindecare. Sunteți pe cale să vă atingeți misiunea. Unii deja ați pornit în căutarea destinului sau persoanei predestinate sau eventual și a vindecării voastre. Dar pentru asta, repet, lăsați în urmă manipularele, minciunile, oamenii care vă țin pe loc. Gata, 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 fiți cu minți. Hai. Uite, și mă pregăteam să amestec. Da, Mărița, da, știu că mă auziți. O doamnă educată și un tânăr foarte nestăpânit. Un tânăr pasional. Am sânge tânăr încă. Nu, mura. Asta e familia noastră. Nu știu cum e familia voastră. Of. Raceu, te turn. Evenimente neașteptate. Fericire neașteptată. Dragoste. Wow, nu mai gata. Nu mai fac etalare. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în rac. Situație. Mura, come back. Hai. Draga mea educatoare. O dată. Situație. Ceva a apărut la 6, a apărut și la Scorpion. Poate unii dintre voi aveți planete în Scorpion. Gata, lasă-l. Încă e plin de pasiune. Da. Dar și diavolul, care are numărul 6 și el. 15 înseamnă 6. Vedeți voi, am văzut diavolul mai devreme, e o obsesie, sunt niște adicții. Poate adicția pentru sex, poate adicția pentru bani, poate frici, poate neîncredere sau prea multă încredere, prea multă aroganță. Versus niciun personaj în zare așteaptă să vină soarele pe strada sa. Versus dragoste, dar o dragoste care tot așa e umbrită de nori. Norii aceștia pot să fie niște probleme personale, pot să fie chiar diavolul. Chiar această tendință de a... Care era cuvântul? Impurifica. Am zis corect? Sper că da. Mama lui de Mercur retrograd. Da. O tensă, nu, hai că prea mult. De a complica lucrurile, să nu fiu chiar așa exagerată. Tendința cuiva de a complica lucrurile. Exact, dragoste versus obsesie. Relație divină versus relație karmică. Poate ce am văzut mai devreme sunt două categorii de personaje. Un personaj, apropo de personajul karmic, care vrea să vă controleze, tendințe karmice, toxice, împăratul și diavolul, și cealaltă persoană, cu această susținere divină, artistul și ea s-o decupe. Poate sunt două personaje, poate, repet, pentru unii dintre voi, voi știți ce în viața voastră, citesc cărțile. Problema banilor, 34, iar. Bani versus independență. Poți să fii independent fără să ai foarte mulți bani, da? 9 de monede. Iar 22, calea. Dar 22 fiind un număr simetric, poate să reprezinte două tipuri de relații. O relație karmică, o relație divină. Unde sunteți voi? Unde vă găsiți echilibru între cele două? Eventual, unui toxic, altul este spiritual. Și la mijloc trebuie să găsiți compromisul. Mersi mult de inspirație. Poate să fie și distanță între voi. Distanță, bani, 4 și cu 37. Știm? Da. 7 faetonul, semnul al unor araci.
al unor raci. Mesaje și mesaje. Bani versus independență. Asta e. Hai să vedem. Ia. Într-un mod neașteptat? Aș spune că veți alege totuși dragoste. Ia uite și izvorul, ce frumos! 22 iar se repetă. Dacă vă ascultați sufletul, undeva acolo în adâncuri, sufletul vostru tânjește după dragoste. Și simte nevoia să, simțiți nevoia să exprimați această dragoste dincolo de suferință, de sentimentul de trădare, de neputință. Ia uite, soarele. Da, eu asta văd. Vă doresc stabilitate, o dragoste care vă dă stabilitate, care vă vindecă. Să puteți să depășiți aceste tendințe hectonice. A unora. Dacă nu sunt ale voastre, sunt ale unui personaj karmic. Din viața voastră. Ia uite, patru de bâte apare mult special. Patru de bâte uneori ținește evenimente publice. Un succes, o bucurie în public. Dar, dacă e vorba... Oh, dar totuși e vorba de o dragoste. Iar apare șase, iar izvorul. Posibil totuși să, aș spune, manifestați, creați un moment frumos între voi și acest personaj care vă e drag. Un personaj care vă e drag. Dincolo de succesul care se manifestă într-o formă sau alta pentru fiecare. Soare, lună, Venus, ascendent, diferite generații. Odată. Hai, odată e la de două ori. Poate reușesc să fac și peștișorii. Așteptați, așteptați, așteptați o cuvântare, așteptați un mesaj. Sau poate vă gândiți cum să exprimați ceva. Ceva care vă consumă. Mama lui de Mercur, iar mă mai bâlbâi și eu. În fine, hai să vedem racilor. Doi de spade. Am zis, trebuie să alegeți eventual între o legătură karmică și o dragoste divină. Șapte de bâte. Roata norocului. Ce frumos, lumea! Roata norocului. O să vedem ce apare și la clarificări. Clarificări însemnând after tarot, cărțile pe care o să le folosesc. Dar doi de spade ar spune că v-ați blocat sufletul la un moment dat. Poate din frică, poate de prea multe decepții, poate că ați fost influențați. V-ați blocat sufletul, eventual neputând să alegeți. Sau, repet, poate ați putut să alegeți, ați spus deoparte, n-am timp acum să aleg, acum mă ocup de altceva. Eu știu de ce, voi știți ce. Ia uite, doi de bâte, iar alegi. Regele de cupe. Unii dintre voi a stat, bărbați, femei, nu știu ce, nu contează, a stat în turnul vostru, apropo de turnul pe care l-am văzut mai devreme. Dar stă să se dărâme, aveți grijă. Turnul stă să se dărâme, așa că alegeți înainte să se dărâme și plecați din turn. V-ați izolat așa în acest turn ca o figură foarte prețioasă la care nu ajunge nimeni. Și uite așa, și dragostea voastră rămâne neîmpărtășită. Regele de cupe. Și totuși știți că trebuie să exprimați, știți că trebuie să oferiți, știți că trebuie să faceți un pas ca să renașteți, ca să renașteți aproape sau lângă persoana dragă. Și unii dintre voi trebuie să călătoriți. Ia uite, două cărți care reprezintă călătoria. Ba cu lumea chiar trei. Și cu acest șase, iar patru cărți care reprezintă călătorie. Ia uite, luna și steaua. Și faetonul. Pești, drac, scorpion. Distanță mare. Vedeți aici un bărbat, aici este o femeie. Posibil, vă gândiți la personaje care... Ori sunt în semn de apă și voi și ei,
alt rac sau pești sau scorpion. Ori există aspecte benefice între luna voastră sau Venus în sinastrie. Ideea este că este cu steaua. E mare distanță între voi și lumea susține această distanță. Această idee, mare distanță. Probabil tocmai din cauza distanței lucrurile par de nerealizat, greu de atins. Și totuși. În această perioadă ar spune că se schimbă energia. Puteți. Dar pentru asta chiar trebuie să vă zbateți. În loc să fiți defensiv, trebuie să acționați, să apărați. Vedeți, acest personaj ține o bătă, asta este asul de bâte. Asul înseamnă inițiativă. Dar ce am zis mai devreme? Începe etalarea cu o atitudine foarte defensivă. Dar care poate fi schimbată cu roata norocului? Din defensivitate, din pasivitate, intrați în acțiune. Ieșiți. Acestea sunt energii fixe, toate cele patru zodii fixe. Ieșiți în această energie prea fixistă, că am văzut împăratul, prea reținută. Ieșiți din cochilia voastră, din scoica voastră și exprimați. Fiți vulnerabili. Unii dintre voi trebuie să fiți vulnerabili. E riscant, e neplăcut uneori pentru unii dintre voi. Pentru unii, lumea, ce mai simt? Poate, am zis că e distanță mare între voi, poate să fie și o relație online. Mie nu prea îmi plac chestiile astea, dar se întâmplă, suntem în secolul 21. Asta e. Sau tocmai din cauza distanței mare dintre voi, sunteți nevoiți să comunicați mai mult virtual decât în realitate și uite așa se creează toxicitatea. Mă, și parcă am zis că vorbesc mai puțin ea ca așa. Hai să vedem. Ideea este că apare acest 10. Încheiere de ciclu. Și apoi lumea, care înseamnă încheiere de mai multe cicluri, de capitole, de eu știu ce. Hai să vedem la clarificări. Bine, până la urmă totul depinde de voi. Aș vrea totuși, spune, ce e cu această roată a norocului? Ia zi, roata norocului. Asta e. Exact ce am zis. Unii dintre voi ați fost prea precauți. Și ce ar trebui să facă? Exact să cuvânteze, să exprime. Părticică, măcar, de emoții. Îi ocupă și un peștișor. Și peștișorul, dacă le vorbiți frumos, vă împlinesc toate, nu, trei dorințe. Dar trebuie să știți ce dorințe. Da, iubire, da. A venit capul acum, vedeți? Capul. Dar fi cu minte, nu mă mai scria. Ți-ar pasiune. Valetul de cupe. Trebuie să exprimați. Uite, în asta constă schimbare. Trebuie să îndrăzniți, să exprimați. Și se deschide un nou potențial, un nou capitol în viața voastră. Valetul de cupe înseamnă și scuze, dar nu e obligatoriu. Poate să fie o exprimare sensibilă. Nu știu cât de romantică, dar e sensibilă, e din suflet. Apropo de izvorul pe care l-am văzut, da iubire. Ați văzut că și el a zis același lucru. E extraordinar ce apare. Exact ce vindecă diavolul, temperanța, comunicarea cu îngerii. Am zis, unul este, sunteți. Mai. Între o relație karmică și o relație divină. Dacă transformați relația divină într-o obsesie, este păcat. Este foarte mare păcat. E trist. 15-14. Rugați-vă. Faceți eliberări. Dacă cineva vă ține departe de iubirea adevărată, ia rugați-vă, faceți eliberări.
Dacă sunt tendințele voastre sau ale persoanei respective, rugați-vă pentru ei dacă nu sunt ale voastre. Fiți în echilibru. Oh. Iau-te roata norocul, iar exact temperanța. Prin rugăciune puteți să schimbați multe. Iau-te. Refuzați patru de cupe. Refuzați această tendință toxică. Hai să amestec. Soarele în Venus, ascendent, în adunor, dar da. O dată. De două ori. De trei ori. Mi-a lăsat așa deschis. Se duce căldura. Capiți. Capi, capi, capi. Îl cheamă capi pentru că e căpus. Altfel îi ziceam boticele. Dar n-am când să-i zic boticele dacă e capi. Patru de spade. Regina de bâte. Roata norocului. E, vedeți? Puteți manifesta ceva nou. Stabil. Și doi de monede. Dar pentru asta trebuie să alegeți odată. Să priviți, aș spune, optimist. În acest After Tarot, personajul privește către oportunități, nu le lasă în spate. Și oportunitățile nu doar că sunt văzute și vin mai repede, vin. E distanță mare între voi și cineva. Apele astea, așa spun. Embark, embark. Puteți să începeți o nouă călătorie. Voi doi aici. O nouă călătorie. Poate că veți călătorii. În fine, dar hai să vorbim despre patru de spade. După această îndelungă blocare a inimii din frică, indecizii sau cine știe ce multe alte motive, aș spune că reușiți. Veți reuși să vă puneți în ordine gândurile. Să vă vindecați eremitul și aici este varianta mică și aici este temperanța pe care am văzut-o mai devreme. Să vă vindecați de dezamăgiri. Poate ați dezamăgit și pe alții, poate alții v-au dezamăgit. Lăsați să moară acel personaj din trecut. Și nu om, e vorba de transformare, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Personajul care a vrut să fie în control. Sau varianta a noastră, hai să zic a noastră, să mă includ și pe mine, deși n-am planete în rac. Am în casa a patra planetă. Dar toți avem, la un moment dat cândva, dorința de a fi în control versus ego, tendințele noastre toxice. A spune, faceți pace. Faceți pace cu acel vechi self, ego, sine. Pentru că dacă faceți pace voi cu voi și cealaltă persoană, e o energie feminină. O, iubire! Vrea să comunice, l-ați auzit? Ce fuce frumos are! Hai, mă! Frumosul meu! Hai, mă, stați un pic, mai pun pauză, scuzați-mă. Sper să nu se decaleze sunetul. Da, hotărâți-vă ce vreți, pentru că unii am senzația că încă nu știți, dar... Șapte de bâte și regina de bâte. Aveți încredere că puteți cuceri persoana pe care vreți să o cuceriți. Poate chiar și persoana pe care vreți să o cucereți e defensivă, e tocmai din cauza acestei atitudini. Începe etalarea totuși cu doi de spade, patru de spade. Un blocaj. Dar, repet, care trebuie vindecat. Prin analiză, prin rugăciune, prin credință, prin speranță. Vedeți, e o floare. Energia feminină vine cu o floare. Cu un mesaj de speranță. Se poate. Și dacă aveți încredere că puteți transforma lucrurile, da, lucrurile se vor schimba.
Pentru asta trebuie să oferiți și să primiți. Anume tip de echilibru. Exact, indecizia asta se va transforma în moartea. Moartea acestor tendințe. Care voi sau cealaltă persoană nu știe ce să aleg. Se vor exprima. Se vor exprima emoțiile. Aș spune că veți depăși împreună acest blocaj. Nu doar voi, și cealaltă persoană va fi alături în această deblocare. Ia uite. Veți lăsa în urmă sentimentul de trădare. Ia uite, și mergeți către dragoste. Vedeți, faeton, am dat un pic înainte așa. Mai dăm și când ascultăm pe internet, mai dăm înainte. Mergeți către dragoste. Vă eliberați de această senzație de durere, de trădare. E o neîncredere. Nu știu din ce motive. S-a spus ceva, nu s-a înțeles bine ce s-a întâmplat. Dar veți merge către dragoste. Eu am dat un pic înainte, dar timpul e variabil. Ce în viitor pentru unii poate să fie în prezent pentru alții. La capătul setului de cărți, ce frumos. Doi oameni puternici se țin în brațe. Se apreciază, se susțin. Și se face pace. Dacă inițial erau conflicte, se face pace. Și se găsesc soluții creative. Cinci de bâte în acest context este o soluție creativă. Se comunică în adevăr, se va comunica, ia uite, și se va comunica în adevăr, adevărul va transforma întreaga situație și veți crea. Patru de bâte pe care l-am văzut, o veți lua de la zero. Ia uite, veți manifesta ceva nou. Și veți manifesta ce stabilitate. Nu vreau să mă arunc, veți merge către fericire, mă, către speranță, ce frumos. Și într-un mod neașteptat se vor întâmpla aceste lucruri. Nu știu, va fi impulsul cuiva de a comunica. Gata, spun ce e de spus, dar așa cum trebuie. Și cu pasiune, și cu creativitate, și cu sensibilitate. Ca să se înțeleagă potențialul. E un portal interesant. Aici apare un portal și primul portal este 5-a, 5-a. Poate totuși etala... Și nu doar etalarea. Etalarea asta să vă ajute, dar vorbim de portalul 5-a, 5-a și apare și scorpionul ca eclipsă de lună în scorpion. Cred că totuși, eu sunt convinsă că această perioadă vă va ajuta să vă transformați viața. Ia clarificăm totuși valetul de cupe. Ia uite. Efectiv, v-ați consumat foarte mult neexprimând pasiunea și emoțiile. În momentul în care exprimați toată această apăsare, se va duce așa, ca va dispare instantaneu. Și veți începe ceva nou. Eu asta văd. Acum, că vă place, că nu vă place, iar problema voastră. Sper că nu s-a decalat sunetul. Hai să vedem mesaje de la ăsta. Aha, back to what you love. 3. Iar 3 înseamnă drum. Înapoi la ceea ce iubiți. Trebuie să vă întoarceți către ceea ce iubiți, eventual către voi, dacă stați în energii toxice. Eventual către oameni de vibrație înaltă, oameni care vă iubesc, pe care iubiți, reevaluați-vă dorințele. Și ce-am mai vrut să apară? Ia uite. Ah, ce frumos, măi, racilor! Către ce mergeți? 44! E 8! Numărul scorpionului, în general. Moarte și renaștere, casa 8-a, nu? Doi oameni foarte puternici, încăpățânați și puternici amândoi, dar dacă vă cunoașteți unul pe celălalt, puteți să faceți lucruri minunate, să manifestați această uniune. Hai, inimilor, vai ce frumos! Eu vreau și eu să fiu rac. Răcușoară, draga mea, Doamnă, îți doresc succes. Da, mergeți către o relație foarte profundă cu, exact, cu un personaj la fel de puternic ca și voi.
Și împreună, vedeți, aici este 8, aici este 44. Ce frumos! Asemănați! Și în cele bune și în cele rele, aș spune. De vumoișin, deci, da, hai să mai vedem un sfat. Dar e esențial să spuneți adevărul, să petreceți timp de calitate versus să pierdeți timpul cu oameni care au măști, cu oameni care vă mint sau să vă mințiți pe voi înșivă. Neexprimând ceea ce ar trebui să exprimați. Spun și eu, îmi fac datoria. Ia uite, fiți real, dragii mei. Sau ajutați pe cei care nu sunt să fie. În fine, variază, că nu pot să zic că nu sunteți toți reali. Aici ce era, mai iubire? A, nu, asta era. Așa. Mesaje. Asta? Lighten up. Practicați recunoștința. Detoxifiați-vă, apropo de ce se întâmplă acum, Taur, Scorpion. Eliberați-vă de lună plină. Eliberați-vă. E soare în Taur și lună în Scorpion, dar eliberați-vă de energiile toxice. Practicați gratitudinea, recunoștința, față de univers, de eu știu ce vreți voi și îmbrățișați lumina. Mergeți către oameni. Iar curățare energetică. Mergeți către oameni care vă aduc încredere. Relaxați, relax. Ah, stai, ce melodie îmi vine? Ce melodie îmi vine? O să o pun la sub video, că îmi scapă totuși versul de ce am ritmul. E veche melodia. Laid back, dacă nu greșesc, o să pun sub video melodia, deci poate vă ajută totul să vă relaxați. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ceau, ceau!